Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu, vom vorbi despre participarea la capitalul social. Societatea MSRL a participat la constituirea societății RSRL cu 95% din capitalul social al societății RSRL și cu 75% din capitalul social la înființarea societății SRL. Pentru înregistrarea în contabilitatea societății MSRL a acestor participări se folosește contul 261 sau 263. Pentru împrumuturile pe care asociatul societatea M le acordă societăților RSRL și respectiv SRL, se utilizează conturile 2671, 2673 sau 2678. Soluția oferită de specialiștii portalul monografiicontabile.ro este următoarea. Prin interese de participare se înțeleg drepturile în capitalul altor entități, reprezentate sau nu prin titluri care, prin crearea unei legături durabile cu aceste entități, sunt destinate să contribuie la activitățile entității. Deținerea unei părți din capitalul unei alte entități se presupune că reprezintă un interes de participare atunci când depășește un procentaj de 20%. Sunt entități afiliate, entitățile între care există una dintre următoarele relații. Deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociațiilor într-o altă entitate, denumită în continuare filială, este acționar sau asociat al unei entități și majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale entității în cauză, filială, care au îndeplinit aceste funcții în cursul exercițiului financiar, în cursul exercițiului financiar precedent și până în momentul întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate, au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, este acționar sau asociat al unei filiale și deține singur controlul asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociațiilor acelei filiale, ca urmare a unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați, este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra acelei filiale în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislația aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze, societatea mamă deține puterea de a exercita sau exercita efectiv o influență dominantă sau control asupra unei filiale, este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale acelei filiale, societatea mamă și filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea mamă. Cele trei societăți sunt entități afiliate, societatea M deținând singură controlul și majoritatea drepturilor de vot asupra societăților R și S. Interesele de participare se încadrează la un procent de deținere a capitalului social între 20% și 50%, 51%. Astfel, participarea la capitalul social al celor două societăți în procente de 95% și 75% se evidențiază ca interese de participare prin contul 261, acțiuni deținute la entitățile afiliate. În consecință, și împrumuturile acordate societăților care sunt societăți afiliate se înregistrează în contul 2671 sume datorate de entitățile afiliate.